stai un pic la telefon, stai un pic, oprește-te doar să spunem că ceea ce văd oamenii, dați pe tot ecranul, că eu pe mine m-au văzut destul oamenii. Ceea ce vedeți acum în timp ce eu stai un pic la telefon. Ceea ce vedeți acum sunt imagini filmate în sala de tribunal, în secția penală, vedeți câți oameni sunt acolo. Iată-l pe Dan Diaconescu adus de mascat, și s-au scos cătușele. Este momentul în care se așteaptă soluția la recurs, sentința acestui complet de judecată. Dacă avem și sunet, îmi spune să ridicăm, să tac eu, să ridicăm calea de sunet, dacă nu. Încă nu avem sunet, deci, repet, avem imagini din momentul în care cei doi inculpați, Dan Diaconescu și Doru Bârf, așteaptă ca instanța să se pronunțe. Avem sunet, ascultăm. Da, acesta a fost momentul în care s-a anunțat că Dan Diaconescu va urma să fie de îndată pus în libertate. Doru Bârf rămâne în continuare în arest preventiv. Cât cam și hotărâre exprimă, siguranți? Poftim, da? Cât cam și câte hotărâre exprimă? Nu s-a mișcat un mușchi pe față în momentul în care s-a anunțat că va fi liber. Era pregătit să rămână, să știu. Putem da de la început această casetă. Este foarte important materialul ăsta, derulați-l dacă e pe casetă. Dacă e pe server, dați-l de la zero. Și de la cercetări penale, eu presupun, poate greșit, că Dan se va duce întâi acasă să-și vadă în mod firesc femeia, să-și vadă copilul și apoi se va îndrepta, la fel de cert sunt aici, că se va îndrepta către... Dar chiar înapoi în... Pe George, unde este arestul? Poliției Capitale? Da, sigur ai văzut imaginea asta. Da, nu m-am uitat, deci colegii mei...